Bine v-am găsit! Am intrat cu voi, cum v-am promis. Vă aștept să intrați și voi, să-mi puneți întrebări, să vorbim, să comunicăm, să ne cunoaștem. Dacă aveți întrebări, dacă v-a plăcut meniul de azi, dacă m-ați urmărit, dacă aveți întrebări. Ionela Vez spune bună seara. Bună seara, Ionela, bine v-am găsit. Mă bucur că ești cu noi. Diana, bună seara, bună seara. Bună, Diana, mă bucur că ești alături. Fii cu minte, Miriam. Nu-i voie să faci așa. Miriam dansează, e bucuroasă. Nu dansez, asta se face la sport, la noi, încălzirea mai facem de astea. Bine, acum nu dansăm, nu ne încălzim. Cu capul, cu mâinile. Bună seara, Diana, super ciorbița. Ionela V, chiar acum mă uitam la video, foarte bine arată ceafa și meniul gătit. Ioana Popescu, bună seara. Ioana Pavel, bună seara și ție. Robert, bună seara. Bună seara la toată lumea. Ne bucurăm că vă place. Deci chiar mă bucur de ideea care m-ați propus, am și încercat, chiar eu zic că a ieșit foarte bine. Vedeți că se poate mânca și cu buget mic și sănătos. Ieftin și bun, simplu. Viorica, bună seara și ție. Gabriela Subiț, spune bună seara. Bună seara la toată lumea. Mulțumesc că sunteți alături. Viorica Gazeu, să fiți sănătos și fericiți. Mulțumim la fel. La fel și tu. Ionela V, un meniu super delicios și cu buget foarte mic. Da, dragă, chiar așa ne-am organizat, ne-am uitat, atât m-am gândit ce aș putea să fac să fie și delicios și ceva wow, că știți foarte bine cum îs prețurile și așa am gândit, așa m-am învârtit să mă uit, să văd ce pot să vă fac și bun și ieftin și să iasă și... Rotaru Florentina, bună seara, bună seara și ție, Loma, Loma, bună seara, foarte fain meniul de azi și cu bani puțin. Să mai faceți așa videoclipuri, spune Ionela. Acum, nu știu, o să mai încercăm, cred că odată, că după aia pleacă Maria și nu mai am cu cine să mă duc la cumpărături, nu mai am cine să mă filmeze, deci o să fie mai greu. Dar vă rog să-mi fiți alături și să mă susțineți în continuare și chiar vreau să vă spun că foarte multe lume să uită, dar puțin să abonează sau puțin îmi dă like-uri, nu mai știu. Deci am scăzut, pur și simplu, nu mai... Deci mă duc în jos, n-am atâta aprecieri, nu știu. Diana Shooter, și la mine săptămâna aceasta este ceafă de porc, așa că o să pregătesc pentru duminică de Sfântul Constantin și Elena să fac o pomană la biserică. Mulțumesc pentru idee. Da, chiar mă bucur că te-ai gândit, să merită, să știi, dacă nimerești așa cum am nimerit noi, chiar e rentabil. Da, zice că este la reducere. Da. Ioana V, nu fiți dezamăgite, e normal să fluctuați așa, dar continuați că ușor, ușor veți avansa. Da. Mă urmăresc, să zic că nu știu câți oameni, dar puțin... Nu, noi când ne uităm la statistici pe YouTube, 71% vizionează și nu sunt abonați. Din cauza asta, mama spune acest lucru. Dar nu, acum depinde, fiecare poate doar se uită, nu le place și atunci normal că nu se abonează, e ceva normal. Viorica, sunteți superbă și fetele dumneavoastră sunt minunate, Miriam este o fetiță binecuvântată de Dumnezeu. Mulțumim frumos! Ea e copil mic, să plimbă, n-are liniște, acum o să vii, v-a vrut să stea cu noi, acum a ieșit, copil, n-are nici 9 ani.
Ei, dar e foarte cu minte, să știți. Chiar mă ascultă, e cu minte. Ce pot să zic? Se plimbă, Miriam. True love, bună, bună, te salutăm și noi. Și noi te salutăm. Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături. Vă rog să-mi scrieți, să comunicăm dacă vreți, că mă bucur foarte mult că mai puțin intrăm în live cu voi și după aia facem o pauză puțină, că nu-i cum am spus. Doar de la live, că în rest vor posta Nu, de zilnic. postat o să postez, numai nu o să mai facem live, că na, n-are cine Ionel să AV, pentru filmeze. început sunteți foarte bine și monetizarea e în funcție de vizualizări. Și contează foarte mult vizualizările. Știu că și abonații contează, dar să nu vă lăsați. Dorina Secului, mulțumim Ionela. Mulțumesc. Bună seara, fete cucuiete, v-am urmărit astăzi. M-am abonat și la domnul Mihai. Miriam, ești o Mulțumim. scumpă de fată, desenezi frumos, O nu te finit iară să descuraja. deseneze, Miriam. Nu te descuraja, Mori, așa e cu YouTube-ul, ai suișuri și coborâșuri. Da, așa e. M-am gândit și eu la asta, dar na, să știți că chiar mi-e frică, că chiar am zis acum că Maria e acasă și scade. Dacă când o să fie plecat, o să fie și mai rău și mi-e frică Mioara deja de Giangala, bună înainte. seara, Mioara Edgy. Eridge, bună seara. Bună! Adina Bell, bună, vă urmăresc din Irlanda de Nord. Wow, ce frumos, foarte frumos! Vai, cum e acolo? Nu-mi închipui. Mă gândesc că e frumos, mă gândesc că nu, e foarte fain. Viorica Lazar, bună seara. Te salutăm și noi, Camelia Radu. Și când o să Bună plece Maria, o seara! să scadeți mult. Și n-aș vrea, vă spun sincer, mi-e frică, dar știu că nu o să fie bine. Diana Șuter, în perioada studenției la fel procedeam. Aveam buget limitat, așa că dintr-un pui încercam să pregătesc mai multe feluri de mâncare să mă pot întinde cu banii de la o săptămână la alta. Așa e, da, deși eu na, tot timpul am fost așa, am făcut economie, am încercat să na, ne limităm. Na, cum poate omul, cum, după posibilități. S-a pus Miri să vă deseneze ceva frumos pentru voi. Veronica Oprea, bună seara, vă urmăresc, vă iubesc și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim din suflet. Mulțumim, la fel, doamnă Viorica. Dorim. Beatrice, vă pup, dragele mele. Și noi te pupăm, Bea. Ionela V, eu nu cred că va scădea doamna Maria, hai să o încurajăm puțin și să o susținem în continuare. Este multă muncă pentru un video și merită susținută. Mulțumesc din suflet. Chiar am nevoie să știți că mi-e frică, am emoții. Mulțumim, Ionela. Aurica Roșca, felicitări pentru puterea și curajul de a face aceste filmări. Nu este ușor să-ți expui viața public, dar în sinceritate și simplitate, Dumnezeu vă va da putere în ceea ce știe El că aveți nevoie. Așa-i, doamnă, așa-i. Așa-i. Chiar așa. M-am gândit și eu mult și chiar mă gândesc și îmi pun mie întrebări și îmi răspund tot eu. Mă încurajez, da, și primesc putere de la voi, adevărat, că mă încurajați foarte mult. Zilnic vă citesc mesajele și mă ridică tot timpul când vă citesc și mă aud ce frumos îmi scrieți și mă simt așa o putere și mă ridic, pic, iar mă ridic și da, mă duc mai departe. Așa e. Mulțumesc frumos, chiar așa cum ziceți, aici aveți dreptate. Vă mulțumim pentru toate mesajele frumoase. Ioana Pavel, cu siguranță nu va scădea. Fiți optimistă, dar totuși vreau rețeta de cremeș, crema. O să nemești, o să-i scriem în privat, mami. Ioana Pavel. Ei, Ioana, am crezut că nemești. Ioana, o să-ți scriu crema în privat, că foaia e greu de făcut,
și nu știu de unde pot să cumpăr, că chiar n-am văzut cremă ștala. Am fost la Lidl, dar n-am văzut foi de cremeș. Sincer să fiu, nici nu m-am uitat anume după foi de cremeș, dar nu m-o serit în ochi, n-am văzut. Dar nu vrea foaia, crema vrea. Numai crema? O să-i scriem în privat. Dacă ne lași o adresă de Facebook, da, Instagram. Privat. Dacă... Apropo, Instagramul mamei mele se numește tot așa, Rețete Simple Margaret. Dacă o căutați pe Instagram, o veți găsi acolo, are postări cu rețetele ei și dacă doriți puteți să scrieți acolo pentru rețete pe Instagramul ei, Rețete Simple Margaret pe Instagram. Adina Bell, aveți o fată care locuiește în Irlanda de Nord? Nu. Nu, mami, nu. Deci, în Anglia stă fiica mea, dar a fost în Irlanda, deci o vizitat. Ionela V, vă rog, nu vă stresați, fiți tari și credeți că Dumnezeu e cu cei cu inima bună și curată. El nu ne lasă la greu, e cu noi, de aceea stați liniștită, cu siguranță totul va fi bine. Așa e, da, aveți dreptate. Și eu mă încred în Dumnezeu și tot timpul pun nădejdea în El și încrederea și merem mai departe. Da, omul așa e. Totdeauna. Uite, zice că la Profi și la Kaufland sunt foi de cremeș. Da? Da, s-ar putea acolo, da, chiar nu m-am uitat. Deci, sincer să fiu, nu am căutat foaie de cremeș și nu m-o sărit în ochi. Dar dacă cumva mai merem, o să mă uit anume după foaie de cremeș și încerc să fac. Dacă Josia, mai Josia, hello! Maria Dihore te salută, Cuta Damian, bună, dragele mele, bună, te salutăm și noi. Loma, Loma, dacă aveți cine să vă filmeze când pleacă Maria, totul o să fie ok. Foi de creme se găsesc la Kaufland. Când merem la Kaufland, o să luăm, dacă găsim și o să facem. Nu soțul ține regin de un an, Maria, tu știi, este vorba de hematologie, vreau o rețetă ușoară. Păi noi postăm destul de multe rețete ușoare, adică și salate am postat destul de mult, da. Și supe, am postat și rețete noi... fără carne și o să postăm în continuare cu siguranță, adică nu facem doar rețete grele, mai facem și mâncăruri tradiționale și mâncăruri cu carne, mai facem și prăjituri, dar nu postăm doar astea. Adică dacă vă uitați la noi pe canalul de YouTube, o să vedeți că sunt destule supe, destule salate, mâncăruri fără carne. Și mâine o să fac mâncare tot fără carne, fără un gram de carne o să fac. Maria Pătrașcu, cu salutări din Sibiu. Te pupăm și noi din Arad. Am înțeles, Ioana, la crema de cremeș te refer, nu la cea cu făină, da. Păi o să scrie rețeta, dacă ne contactezi pe Instagram la Rețete Simple Margaret, putem să scriem acolo în privat rețeta pentru cremă, da? Rodica Gabriela Strecu, bună, dragile mele, ce frumos desenează Miriam, vă pup! Da, da, îi place foarte mult. Și să știți că când îi place să fie lăudat și anume pentru voi desenează. Acum au auzit că intrăm și s-au pregătit repede să vă deseneze ceva. Jesse Sun, bună seara, familie minunată. Margaret, noi oamenii simpli știm să facem din puțin o mâncare bună. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag și vă doresc tot binele din lume. Eu știu, dragă, asta normal că știm și eu și voi și toată lumea știe. Na, oamenii mai mulți care nu au și face, chiar face mâncare bună din bani puțin. Că alții chiar n-au încotro și musai să facă. Bine, ideea e că noi am făcut această rețetă. Când ne-a sugerat. La sugestia unora dintre voi care ne-au scris în comentarii să facem și un astfel de video. Adică să stabilim un buget fix, un buget cât mai mic, bineînțeles. Bineînțeles, dacă o făceam fără carne, o făceam cu buget și mai mic, și mai mic. Dar am vrut să arăt că cu carne și mâncare bună, deci asta a fost ideea, ca să mă înțelegi. Deci asta nu e o laudă, nu e o mândrie, deci voi m-a sugerat să vă arăt. Eu m-am gândit, am zis în felul următor, puteam să fac fără carne și să ies cu, să zic, 10 lei, 20 de lei, dar am zis că vreau ceva
să vă arăt carne bună, gustoasă și cu bani puțin. Deci, Gabriela Subi, mergeți înainte cu încredere că va fi din ce în ce mai bine. Sunteți o familie frumoasă, prezentați rețete simple și gustoase. Pentru noi este o plăcere să vă urmărim și sigur Dumnezeu o să vă ajute. Mulțumesc. Doamne ajută la toată lumea, Gabriela, mulțumim. Da, mulțumim foarte frumos. Ioana Pavel, bravo Miriam. Ioana V, și da, supa. Gata. Și supa arată atât de bine și ați pus puține ingrediente. Exact puține, ați văzut doar cât era. Trei legume. Nu am văzut întrebările, Elena. Eu citesc toate comentariile care mă apar, dar nu am văzut. Mai scrii o dată, te rog. Zice, de ce nu-mi citești întrebările? Nu am văzut-o, îmi pare rău. Aurelia Drăghiță, bună seara, vă îmbrăcisesc cu mult drag de la Sibiu, vă urmăresc, sunteți minunate. Și noi te pupăm și ne bucurăm că ne urmărești. Diana Shooter, a fost binevenit acest clip astăzi pentru multe dintre noi, cred. Eu una mulțumesc mult. Suntem bucuroși că ți-a fost de folos. Chiar mă bucur mult. Profa de info, vă urmăresc cu drag. Mulțumim din suflet. Elena Lemeș, te rog să mai scrii o dată întrebările, că nu mi-au apărut. Uite, m-am uitat și mai sus și chiar n-am văzut comentariul. Dă-i mai înapoi, te rog. Am dat. Uite, și acum dau. Stai să mai văd. Nu, deci chiar mă uit și nu mi-apar. Nu știu de ce. Dar ce, mami? Ce ți-a scris? Nu știu ce a scris, dar mie nu mi-apare. Ai scris aici pe live? Da, spune-ne. Sau mai scrie odată, că nu mi-apare. Nu văd. Cristina Melegea, îmi pare tare rău de dezamăgirea doamnei Margaret. Eu v-am descoperit mai târziu, m-am îmbosnat de cum v-am descoperit. Nu vă părăsesc, nici nu. Exact, Diana, asta spun și eu. Uite, nici Diana nu vede pe chat altceva. Păi asta spun, nu apar, că dacă apărea, citeam. Ceva dulce, când ne mai faceți, întreabă Ionela. O să vă mai fac, până v-am spus, până nu pleacă Maria, că nu mai avem mult. Puțin de tot, câteva zile și cred că mai vă fac o dată și după aia, nu știu, o să vă fac o dată pe săptămână numai, că, na. Vă fac. În curând. Nu știu ce, ne gândim noi și facem ceva în orice caz. Uite, Miriam continuă cu desenul ei minunat. Da, foarte frumos. Da, Maria, știu. Dar nici mie nu mi-apară, deci nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, dacă e de la YouTube sau... Habar n-am. Chiar nu apare. Din păcate, dar dacă ne mai scrie, poate apare. Uite, Viorica Găzău, felicitări Miriam! Ești o fetiță foarte talentată și deosebit de cuminte. Dumnezeu să te aibă în paza lui pe tine și pe toată familia ta minunată. Mulțumim foarte frumos. Chiar îți mulțumim din suflet, Viorica. Da, chiar ne bucur foarte mult. Ana Maria Fernea, bună, dragilor. Bună și ție, Ana. Bună, dragă. Sunt aici doamne care sunt zi de zi cu noi pe live, care ne comentează zi de zi. E frumos și... O bucurie pentru noi. Mariana Ilie, sunt Mariana, n-am timp că am părinții bolnavi, dar îmi place cum gătiți cu drag. Îmi pare foarte rău. Ne pare rău și îți mulțumim, Mariana, că ne urmărești chiar și așa. Da, îți mulțumim din suflet și apreciem. Îmi pare foarte rău de părinții tăi. Da, sunt foarte multe lumea bolnavă. Da, să știi, așa e. Diana, ce fericită este Miriam, da? Foarte fericită. Da, nu mai știți ce să deseneze, să vă placă. Ce drăguță. Spuneți-ne ce genuri de videoclipuri ați dori să mai vedeți. Ce v-ar place să mai postăm? Și rețete, poate și altceva, nu știu, dacă doriți un alt fel de video. De exemplu, acesta a fost un alt fel de video, zic eu, pentru că ne-am încuadrat într-un buget fix și am gătit fix după acel buget. Dacă aveți idei de genul acesta interesante, inovative, noi le așteptăm cu mare, mare drag. Să o facem.
Cu plăcere, dacă e posibil. Dorina Secoli, mulțumim, Miriam, pentru desen, foarte frumos. Vă face și inimioară rata. Ce frumos desenează Miriam, Ana Maria Ferna, Andrei, Sărumâna, Cos, Robert. Miriam e o fată frumoasă, ca fata lui Daci și a lui Angie. Da, și Natalia e o scumpă și o dulceață de fetiță. O iubim pe Natalia. Diana Schutter, copil frumos. Da, toți copiii sunt frumoși, absolut toți copiii sunt minunați. Toți copiii sunt minunați și... Na, e o bucurie să ai așa un bebeluș. V-am promis că o să vă arăt florile, florile și pomii, dar nu pot să vă arăt în curte, că acum... Deci așa se întâmplă, nu știu, ceva, tot timpul găsim, nu, să zic... Cea mai frumoasă floare, la fel și Miriam. Da. Mulțumim, Mioara. La noi în vecini este o vecină omorât și e gălăgie lângă noi. Este afară în curte la ei, pe stradă, și gălăgie și nu putem să filmăm în curte că se aude. Foarte mare gălăgie și nu putem acum să ieșim, dar încercăm mâine după masa, că nu. Deci acum s-a întâmplat asta și na, până... Ionela V, poate veți găti ceva împreună cu bunica, cumnata dumneavoastră? Dacă vrea, cumnata mea, depinde de ea asta. Dacă vrea și ea, că na, nu da, știu dacă dacă are vrea. Timp, dacă da, poate. Da. Dacă nu, acceptă ea. Eu sunt de acord, dar nu știu dacă vrea și ea. Maria Pătrașcu, Margaret, îți sugerez să faci o ciorbă de salată, este sezonul ei. Am făcut. L-am făcut. Am numit o supă de salată verde, că noi așa îi spunem supă, dar probabil că e ciorbă de salată verde. Da, o să mai fac dacă vă place. A făcut, uite, profa de info știe. Cât da. Mai stă Maria în țară? O săptămână. O săptămână, dacă Ana Maria. Dacă v-a plăcut și vă place, o să mai fac și mai știu și altfel. Și vă arăt și... Exact, uite, exact. Și Diana știe. Găsiți rețeta la video. De-aia vă rog, cei care intrați, uitați-vă și la videoclipurile anterioare, pentru că, repet... Noi postăm rețete noi zilnic, două, chiar și două, trei videoclipuri pe zi. Astăzi am postat unul pentru că a fost meniu, adică a fost și felul 1 și felul 2 și am postat un singur videoclip. Dar de obicei noi postăm minim două videoclipuri dimineața, undeva pe la ora 11-12 și seara pe la 4-5 postăm iarăși. Deci... Zi de zi venim cu rețete noi, așa că dați în jos, intrați pe canalul nostru și uitați-vă și la videoclipurile vechi, pentru că veți găsi rețete foarte interesante și le puteți viziona. Da, că vreau să vă fac sarmale, să vă uitați. Wow, a terminat Miriam desenul. Și începe altul. Și începe altul, bravo. Uite ce profa de info, am văzut toate clipurile. Vai, ce drăguț. Da, mă bucur. O să vă fac duminică sarmale, că deja am pregătit pentru sarmale, deci o să... Ioana Pavel, nu știu, habar n-am. Andreea Maria Fernea, dacă urmăriți clipurile, le găsiți rețetele. Exact, asta spun. Să vă uitați și la rețetele, la clipurile mai vechi. Nu sunt vechi, că sunt postate de acum 3-4 zile, o săptămână, două, trei săptămâni, da? Da, că eu n-am mult sunt rețete, da. Maria Pătrașcu, scuze, nu am văzut deoarece am avut decesul mamei mele. Am să caut că, Doamne, ne pare rău, Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte, dar mi pare foarte rău. Eu când aud așa, mă ia cu emoția, deci nu mai pot. Chiar acum v-am spus că în vecini, exact lângă noi, o vecină care chiar... Ferească Dumnezeu astăzi cu toată lumea. Astăzi s-a întâmplat și îmi pare foarte rău de ea. Și de-aia v-am spus că aș ieși în curte, că acum nu mai ploaie. Da, uitați, până acum tăploia în fiecare zi, n-am putut să vă arăt. Acum exact cu vecina, deci tot timpul intervine ceva, parcă, nu știu. Dar nu vă dezamăgiți că vă arătăm, deși eu abia apuc să vă arăt că ne bucurăm de... Că acum abia încă-s boboci.
Acum oh, să deschid Mioara, tratatul. Mioara Erige, ți-a trimis 10 lire. Doamne, Mioara, îți mulțumesc din inimă. Dumnezeu și a scris că e fanul tău. Doamne, îți mulțumesc. Dumnezeu mulțumim, să-ți mulțumim frumos, Mioara. Și înapoi de, e, înzecit și de 1000 de ori. Chiar mulțumim din suflet, ești o scumpă și o drăguță și ne bucurăm că ne apreciezi. Da, deci chiar ești minune. O, deci, uite, nu, o domnișoară tânără, nu. Cred că e. Așa te văd din poze. Eu te văd tânără, Mioara, acum. Așa pari. Pari frumoasă și tânără. Mulțumim din suflet și din inimă. Uite, zice Ionela, chiar vroiam să vă întreb dacă nu faceți sarmale. Ba, duminică o să fac. Să mă urmărești, chiar fac sarmale. Că până nu pleacă Maria, trebuie să fac sarmale. Ana Maria Ferna, ce frumos, foarte frumos ai desenat, Miriam. Felicitări! Maria Pătrașcu, mulțumim. Călina Ciuban, și eu toate clipurile le vizionez. Nu pierd niciunul, vă pup. Vai, ce drăguț, Călina. Foarte frumos din partea. Bine, o să mai fac unele care chiar, cum îmi ziceți, de exemplu, noi zicem supă de salată, cum ați zis voi, ciorbă. Că știu și ciorbă de salată, e un pic mai diferit, să poate face. Și cu bulion se poate face. Deci se poate face multe feluri. Și eu nu v-am arătat. O să vă arăt. Maria Ferna, dar eu iau clipurile de la început când urmăresc vloggerii. Super, Ana. Înseamnă că da, ești foarte implicată. Foarte frumos. Deci chiar ne bucurăm. Nu, Iancu, de ce nu treceți și descrieri? Că nu de fiecare dată ne putem uita și așa găsim în descrieri. Sunt foarte multe videoclipuri, noi cum postăm zilnic și câte 2-3, e oricum editatul, postatul, adică, na, și de multe ori mama nu mai are răbdare să-mi zică și gramajul și o să încerc, măcar la câteva rețete, da, să scriem și descriere. Dacă nu v-am zis, toți cei care doresc rețeta scrisă, dar noi în video încercăm să explicăm cât de bine se poate. Dar de dacă voi doriți rețeta scrisă neapărat, avem contul nostru de Instagram, Rețete Simple Margaret pe Instagram. Și acolo ne scrieți un mesaj și noi vă trimitem în privat pe mesaj rețeta. Dacă la fiecare și explic și scriu, e mult de lucru și cum v-am spus, singura care, ăsta e Maria și dacă Maria și lucră și pleacă, n-are cine. Vă rog să mă înțelegeți, nu de răutate, că normal, toată lumea vrea scrisă să înțeleagă mai bine. Eu de multe ori că fata îmi spune, mami, nu mai repeta. Uite, mami, o supă care și, să știi că și eu am auzit de ea, nu doar Loma. Care? Zice Loma, Loma, am auzit de supa de chimen, da, că este delicioasă. Și supa aia cu ou. Nu am mâncat niciodată, dar sunt foarte curioasă să văd rețeta, poate o faceți într-o zi. Da, o fac cu crutoane, da. O știu, da, e foarte bună, da, vă fac, chiar vă fac, am chimel, am cumpărat. Chiar am cumpărat cantitate mare. Maria, bună, dragile mele, vă urmăresc cu mare drag din Cluj, sunteți minunate, vă doresc sănătate. Mulțumim Maria, frumos, la fel. Frumos, dragă. Și ne bucurăm. Gabriela Stoiță, bună seara, vă pup, te pupăm și noi. Pe toată lumea o pupăm și o îmbrățișăm și vă iubim. Diana Shooter, mulțumim. Știu că ajută vizionarea. Așa e, Ana. Sunteți niște scumpe, Gabriela. Mulțumim, la fel și tu. Amelia, în ce cartier locuiți? Și eu sunt din Arad, Podgoria. Vă salut, sunteți drăguțe, vă pup. Noi suntem foarte aproape de centru, deci cam pe centru, Amelia. Ana Maria Fernea, cine postează clipurile dacă pleacă mâine? Tot eu. Tot eu o să le editez, tot eu o să le postez. Singura diferență va fi că nu le mai filmez. Eu o să filmeze soțul meu, Mihai. Și aranjamentul de la final, prezentarea, shortul de la final, ultimele secunde, tot eu îl fac. Aranjamentul în platou și filmatul. Și pentru ea e greu, că ea mere la lucru și nu prea are timp și știți cum e. Doar astea nu o să le mai fac. Deci nu o să mai filmez eu, nu o să mai fac aranjamentul de la final, dar editatul și postatul tot eu o să-l fac. Tot dosiu, Adel, simple și frumoase. Mulțumim mult. Mulțumim frumos. Ionela Veie din Suceava, uite. Te pupăm, Ionela.
Îți mulțumim că ne urmărești și vă mulțumim tuturor. Mioara, din suflet îți mulțumim, ești o scumpă și vă mulțumim fiecăruia în parte pentru cuvintele voastre minunate. Da, pentru încurajări, pentru tot. Valentina Adam, bună seara! Acum am intrat și eu din Delta Dunării, vă urmăresc cu drag. Ce frumos e în Delta! Te pupăm! Un avion de hârtie. Mirea m-a făcut un avion. Bravo, Miri! Superb, iubita! Mua, te iubesc, Miri! Ionela, voi fi mereu aici alături de voi. Va, ce frumos! Chiar, deci mă emoționez, sincer. Îți mulțumim din inimă. Mulțumim, Ionela, ești o scumpă. Mioara, cea cu cadoul. Eu mă bucur de fiecare dată, rețeta gătită de doamna Margareta și de fiecare dată, a doua zi, gătesc și eu aceeași rețetă. Ce și tare! Și draga mea, deci am spus tot timpul, eu repet, deci totdeauna condimentul contează și totdeauna să o faci după gustul tău, te rog frumos. Că eu încerc să nu pun atâta, din cauza că nu am voie, nici eu, nici soțul. Și atunci eu totdeauna reduc condimentele. Dar nu știu dacă ați observat, gătesc fără vegeta, care înainte normal o făceam. Acum nu mai o fac, din cauza că nu avem voie să mâncăm așa sărat. Bineînțeles, mie îmi place foarte condimentat și aș vrea, dar nu am voie. Și vă spun și vă repet, gustul dați-i voi. Deci, la condimente, cât vă spun eu gramajul, e făcută pe pentru gustul noi, nostru. Da. Mai nesărat, mai necondimentat, totdeauna. Să știți lucrul ăsta. Voi, dacă gătiți după mine, vă rog să puneți după gustul dumneavoastră, să gustați și dacă mai trebuie ceva, completați. Laura Kim, bună seara și Doamne ajută! Bună seara și ție, Laura! Bună Ana seara. Maria, super dulceață, frumoasă, desenele, minunată! Așa e! Primii bebeluș! Și a doilea, care nu-i desen, e un avion de hârtie. Da, dar părul nu ți-l lege. Da, iar ai părul desfăcut la Miriam, ca de obicei. O fost legat dimineață la școală, că a fost la școală, bineînțeles. Și când o vine de la școală, primul lucru ce a făcut, că s-o dezlega. Și atât de ce nu e legat? Da. Nu prea are ce să lege. Exact. Așa, Suciu, Otilia, eu gătesc fără vegeta, nu este sănătoasă. Știu lucrul ăsta, e adevărat, da, de cine gătește fără vegeta, da, știe să gătească. Dar, cum bine știm toată lumea și asta e adevărul, când gătești cu vegeta are alt gust, un gust mai bun. Nuții, Iancu, îmi place foarte mult felul cum gătești și explici. Sunteți minunați. Maria, îmi place să te ascult, ai o voce foarte frumoasă. Miri, ești o talentată și frumoasă. Mulțumim frumos. Mulțumim din suflet, Nuții, ești o scumpă. Suci, Otilia, să ne mai faceți plăcintă cu cașcaval. Da, că, da, o să fac. Chiar ăsta m-a zis și Maria să încerc să fac langoșul ăla înăuntru cu cașcaval, cu ce mai avem. Cum v-am spus, o să fac într-o zi, mâine o să gătesc fără carne și s-ar putea, nu știu, nu vă promit, dar s-ar putea mâine seara și aia să o facem. Nu ți Iancu, te cheamă ca pe nepoțica mea, Miriam, mai văzut? Da. Să știți că numele asta, Miriam, că noi toți din familie suntem cu M. Deci soțul meu Mihai, eu Maria, ea e Maria, Mihaela și ea e Miriam. Și numele ăsta au găsit fetele mele, deci Maria cu Mihaela, atât au căutat să găsească un nume frumos cu M, să înceapă cu litera M. Și au găsit-o, nu știu de fapt, unde, am, pe internet. Am văzut un comentariu, chiar la videoul nostru, că Miriam, de fapt, e Maria în ebraică, e versiunea ebraică a numelui de Maria. Serios? Și da, da, e adevărat, într-adevăr e adevărat, Maria, Miriam Maria. E tot Maria, dar în ebraică, da. Cum adică în plăcut numele? Adică în altă limbă, în limba Israelului. Miriam? Da. Da. Și din Biblie era sora lui Moise, Miriam, și a lui Aron. Deci așa au vrut Mihaela și Maria să-i punem numele Miriam. Zice, și așa am pus. Ana Maria Fernea, dacă nu aveți voie cu sare, nici cu condimente naturale, ierburi, nu aveți voie.
Ba da. Ba, dar v-am mai explicat care e situația. Deci, da, aș putea să fac eu acasă, să iau mai mult, să le usuc, să le combin, că se poate și știu să le fac. Dar pentru noi, v-am spus, e piața de mine e departe, că s-o mutat Dar poate pe viitor o să și facă, da, vegeta de acasă. De ce da. nu? Putem încerca. Mulțumim de idee. E o Da, idee și foarte da, bună. am auzit că este, nu știu dacă nu cumnată mea folosește, dacă bine am auzit că cumnată mea folosește vegeta bio, uscată, nu știu. Da, poți să-ți faci vegeta Da, acasă. dar pot Sunt să fac și rețete eu pe acasă, internet. da, Putem exact. chiar să filmăm odată cum facem vegeta de casă, dacă avem Da, deci cele asta necesare. o să mie și asta o trebuie să iau niște ierburi, să le tai, să le usuc, să le combin. Deci, na. Vegeta de Și cu asta casă. e, da. Adriana, Mariana, Natalia lui Dacian seamănă mult, seamănă leit cu doamna Margaret. Serios? Cu Miriam, nu seamănă cu Miriam. Așa, fățuța un pic, na, e adevărat Păi că sunt neamuri, Natalia un suntem o pic e familie. mai, la față, e mai rotundă ca Miriam, dar eu zic că seamănă și Maria seamănă cu Dacian foarte bine. Păi, sunt verișori primare, Și tu? da. Zice și cu cartofi să faceți plăcinte. Loma, loma, mie. Știți, dacă, da, o să vă fac nudli dacă ați auzit de nudli, aia e cu cartofi. Ați auzit? Loma, loma, Miriam este minunată și cu părul legat și cu părul desfăcut. Sunteți minunate toate trei. Mulțumim! Da, la Miriam nu-i place să se piatră, să se lege părul, asta nu-i Îmi place să place. mă piatră, numai că mă doare. Doina Lupu, vă salut cu drag. Acum nu prea am timp, dar mâine voi vedea acest live. Multă sănătate, îmi plac Îți desenele lui Miriam. mulțumim mult! Mulțumim din suflet! Hai să vedem. Ioana Popescu, mâine am să fac și eu meniul pe care l-ați făcut azi cu bugetul mic. Doar că noi suntem trei persoane. Super! Da, am văzut, zic că am văzut la Lider, dacă Ceafă mere. la jumătate de kil. Exact. Da, era exact trei felini, nu? Trei Da. felini era, nu mai țin minte, nu vreau să greșesc. Trei sau patru felii, dar cred că trei felii era. La gramaj mai mic. Uite, zice Ioana și Ionela, la Kaufland e vegeta fără sare, fără euri. Am auzit ceva, nu mi-e sigur, dar cred că de la cumnată mea am auzit că ea folosește vegeta asta fără eu, dacă bine mă amintesc. O să întreb și să mă arată cum arată și când mă duc mă uit după ea să văd. Da. Ioana Pavel, mirodenile sunt foarte bune, de un an folosesc Da. la regimul soțului. E adevărat, Da, sunt... eu știu treaba asta. Numai cum v-am spus, da, e adevărat. Ana Maria Fernea este fără monoglumat vegeta la Lidl și este fără sare, probabil, fără Da? saț sau sare, nu știu, Trebuie sat ai să scris. iau ochelari când mă duc și să ne uităm mai bine, că adevărul că când merem ne grăbim sau ne zăpăcim și atunci ori uităm ceva, ori nu suntem atenți, trecem, na. O să ne uităm. Nu ți Ian, cu Margaret ești o gospodină desăvârșită, soțul tău are o voce frumoasă, să-l puneți să mai cânte. Da, e dezamăgit că Sare, ok. abonați puțin, dar să știți că, da, cântă, toată ziua ne cântă, îi Da, place vă foarte puteți mult să-l să auzi, cântă. ascultați cum cântă pe canalul lui de YouTube, care se numește Melodii vechi și Vechi povești. povești. Dacă vă abonați acolo și el mai cântă, el cântă melodii din astea vechi. Vechi, da. Îi place foarte mult, e pasiunea lui să cântă. Acum n-a mai răgușit cu gâtul. A, și vârsta, da, cântă, să știți că toată ziua ne cântă. Aurelia Gheorghes, vă salut cu drag, sunteți minunate toate. Mulțumim, Aurelia, și Mulțumim noi te frumos! salutăm. Eli Drăghici, bună seara, dragilor mele, de ce nu Mulțumim! faceți mâncare pe bugetul vostru? Să ne arate doamna Maria cum se chibzuiește într-o săptămână. Vă pup dulce. Păi noi toată mâncarea ce o facem e cea pe Păi care da, de la o noi, facem pentru noi. noi, adică... A, vreți să vedeți și cât cheltuim?
în fiecare săptămână. Asta nu știu, pentru că diferă foarte mult de la săptămână la săptămână, de la ce dorim să gătim, ce avem poftă, ce avem chef, adică nu e în fiecare săptămână la fel. Adică, și depinde și cât suntem, da. De exemplu, când eu nu sunt acasă, bugetul probabil că e mai mic. Mai puțin, da. Da. Deci, noi când Maria nu e acasă, normal, suntem trei persoane și na, nu gătesc așa. Când e acasă, mai gătesc altceva, ce dorește ea totdeauna. Ea îmi spune, mami, mai fă din aia. Mami, de exemplu, acum mai... am luat ton și o să vă facem și o salată de ton. Mami nu mănâncă ton eu niciodată. Nu mănânc, da, exact. Nici eu nu mănânc pește niciodată. Dar eu mănânc. Da, și carne de oaie iară nu mănânc niciodată. Deci n-am mâncat niciodată. Carne de oaie. Deci, chiar dacă o fac, o fac pentru ea. Eu nu Dana Secaș, felicitări pentru tot, sunteți drăguțe și modeste. Mulțumim din suflet. Plicul de hârtie galben, acela e vegeta fără sare, deci să știi. Da. Elena Nemeș, bună seara. Bună seara, Elena, ce faci? Cristina Chira, mă bucur că v-am prins live. Îmi place foarte mult stilul cum gătiți. Învăț foarte multe de la dumneavoastră. Vă urmăresc din Chicago. Și am luat o pauză în timpul serviciului. Oh, ce frumos! Ce frumos! Ne bucurăm! Dumnezeu să-ți dea sănătate și bucurie. Chiar ne bucurăm! Mulțumim din suflet, Cristina! Dumnezeu să te binecuvinteze și nu doar pe tine, pe voi toți! Toată lumea! Pământul ăsta. Pur și simplu, Maria seamănă foarte bine cu Dacian la ochi. Da, și la față. Cristina Cernat, bună! Soțul este pensionar? Da. Deși eu și soțul meu suntem pensionari. Da. Viorica Popa, să știți că nu există vegeta fără sare, doar că este sare fără monoglumat de sodiu. Ok, da, deci o sare mai sănătoasă, bănuiesc. Da. Peștele dumneavoastră, cum îl gătiți? Ionela te întreabă. Spune-i, mami, că... Mama nu prea mănâncă pește, dar îl gătește, adică îl faci cu mămăligă, adică știi să-l faci. Doar că ea nu-l mănâncă. Eu o fac oricum, știu să o fac, deci în diferite moduri, dar nu o mânc, deci nu pot să o mânc. Nici mirosul nu o suport. Păi zi, cum faci tu o bucată de pește? De exemplu, cum vrea, la dubă, fript, la abur, se poate găti în N felul. Să-mi spună cum dorește, ce pește are și... Scriu rețeta. Depinde, se poate găti multe feluri. Camelia Cuti Capean, Margaret, ești o gospodină super minunată. Te admir cu mare drag. Sănătate și împliniri, familie frumoasă. Mulțumim din suflet, Camelia, la fel și ție. Ana Maria Fernea, nici mie nu-mi place tonul și nici somonul. Nu, eu niciodată. Da, mie îmi place. Maria, singura din familie care n-are mâncă. Ai 145 de persoane pe live. Wow, mulțumesc frumos! Ne bucurăm! Lara Florescu, bună doamna Maria! Vă pup bună și vă îmbrățișez! Sunteți bine? Da, dragă, mulțumesc frumos! Dacă ai zis că nu te simți prea bine, că ești obosită. Da, e adevărat că și acum, dacă ăsta tot mi s-a uscă gura, dar nu nicio problemă, deci mi-e bine. Acum mi-e bine. Atunci un pic m-am simțit, dar am revenit. Nicoleta Traneci, bună dragilor, țineți-o tot așa, mulțumim din suflet. Mulțumim frumos, dragă mea. Ioana Pavel, păi dacă eu folosesc de un an la regimul soțului, nu are voie gram de sare. Deci folosește da, regimul. Da, chiar când merem să ne uităm să găsim. Și o să luăm, da. Liliana Crețu, bună seara, vă urmăresc cu drag. Miriam este talentată la desenat. Mulțumim, Liliana, da. Ești o scumpă. Ionela, am văzut că nici carnea de iepure nu vă place. Nu. Uite, am uitat de iepure, nici vorbă de ea. N-am mâncat în viața mea. Are niciodată. Am 52 de ani acuși, dar n-am mâncat niciodată, ca să știți. Nici. Lara Florescu, Miriam, frumușico, te pup. Asta. Frumos, ea se relaxează. True love, vă doresc succes, mulțumim din suflet și noi îți dorim tot binele din lume. Ionela Vei, eu peștele îl fac prăjit cu usturoi și mămăligă, dar eram doar curioasă cum gătiți peștele. Se poate și, spune că cel mai bun e la dubă sau la abur. La cuptor. Da, e la cuptor. Eu totdeauna zic dubă și... Lara Florescu, vreau să vă spun că nici eu nu dorm prea bine. Am problemă cu somnul.
Dar nu e adevărat. Mă bucur că vă simțiți bine, vă îmbrățișez, zice Lara. Mulțumim și noi pe frumos, tine. Draga mea, să dai Dumnezeu sănătate. Ionela vezi, zice, eu am 40 de iepuri, îi creștem noi, e foarte bună carnea de iepure. Am auzit, toată lumea, cine mâncă, zice că e foarte bună, da? Eu nu pot să o mânc. No. 40 de iepuri, Așa, și mie îmi place cu mămăligă și usturoi peștele, dar îl mănânc oricum gătit. Da, peștele e foarte bun, are omega 3 și sănătos și nu-i gras. Da, dar eu nu știu, eu am și o problemă place cu mirosul și nu știu. Da, eu sunt dificilă foarte rău, să știți. Ioana Pavel și eu de 15 ani. De 15 ani aveți probleme cu somnul sau... Dana, bună seara! Am zis să vă scriu și eu că sunteți o familie minunată și caldă. Rețetele sunt minunate. Felicitări și succes pe mai departe. Mulțumesc frumos! Să fii sănătoasă, draga mea! Mulțumim din suflet, Dana, te pupăm! Ioana Pavel, am probleme cu somnul, da, ne pare foarte rău. Știți care? Acum nu știu, eu tot îi spun mamei să nu intre pe somnifere. Somniferele sunt, din punctul meu de vedere cel puțin, foarte, foarte periculoase pentru sănătate, mai ales luate pe timp îndelungat. Puteți să încercați seara să beți un pahar de lapte cald cu scorțișoară, cu miere sau și cacao cu lapte, exact ca și copiii mici. Te ajută să te liniștești, un ceai de mușețel. Nu știu, numere mame. Da, este la cine funcționează, de exemplu, mie nu. Eu am încercat și cu laptele și cu mai multe. La mine e probleme de mai multe. Zice Lara Florescu, nu mâncați iepurașii, vă rog. Da. Uite ce zice Ionela V. Pește în pătură de sare la cuptor, e foarte bună rețeta. Da. Am văzut-o, nu am gustat-o. Nu, da, eu n-am făcut-o, sincer să fiu, dar am văzut-o și am auzit că e foarte bun. Ăla e 40 de iepuri. Da, e adevărat. Da. Uite ce zice. Pui întreg gătit la cuptor pe pat de sare este foarte bun. Iese ca puiul al rotisor. Da. Ionela V, mulțumim. Ceai de lavandă este foarte bun pentru somn. Am făcut, am avut. Chiar am avut. Ioana Pavel și nu funcționează. Nu, da, exact asta. Nu vreau să te dezamăgesc, scumpa mea, dar spun sincer, atâta ceaiuri ce am avut și am luat și am da, luată pe timp îndelungat, Dana, unele somnifere pot da și dependență. Eu zic că toate dau dependență, medicii zic că unele, acum Dumnezeu știe, dar... Luate pe timp îndelungat, da, somniferele, din păcate, nu fac bine, fac mai mult rău. Uite ce spune Cuta Damian, vă filmează Miriam dacă pleacă Maria. Să știi că Miriam, să știți că Miriam e foarte deșteaptă, știe să filmeze, dar nu, e copil, nu pot să pun pe ea să filmeze, că e copil, deci nu... Elena Nemes, bună seara! Ca să scăpați de pesticide, de pe fructe și legume, spălați-le cu apă și după aceea puneți-le în apă rece cu bicarbonat. Da, am auzit de bicarbonat, dar totdeauna, spune mami, că mami totdeauna o spală. Asta e clar. Și legumele de fiecare dată și nu le spăl o singură dată, le spăl de 2-3 ori, foarte bine. Dar Maria ieri o spălată cu detergent. Nu-i detergent, deci, am pus o picătură. Detergent, e soluție de vasă, deci șampon bine, de vasă. Am pus o picătură în apa în care le-am spălat și după le-am clătărit foarte, foarte bine. Na, eu așa fac ca să se iei, că sunt lipicioase, au ceva. Într-adevăr, faza cu bicarbonatul, să știți că e mult, bună, mult da, mai sănătos. Zic, da. Și așa o să fac, o să dea înainte. Eu folosesc bicarbonat, de exemplu, când spel frigiderul, ca să nu miroasă, e adevărat, da. Atunci folosesc la frigider foarte mult și... Da. Uite, zice Ana Maria Ferma, dar tu să nu mai mâncăm carne, devenim vegetarian, că toate animalele sunt drăguțe. Miriam e de acord. Eu de-aia nu mănânc carne. Adică eu mănâncă rar, bine, mănânci mâncă, carne. Da, 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 da. Deci, dar rar. Și Miriam, să știi, așa e foarte pretențioasă ca mine și nu mâncă orice, să știți. Pur și simplu, care este magazinul vostru preferat? Sunteți minunate. Lidl. Da, deci acolo merg mai des la Lidl, e adevărat. Și la Profi mere soțul meu, că el face mult cumpărături. Preferatul. Deci soțul meu foarte mult
la profi, mere, că e aproape și s-o învățat acolo. Eu când îi mare acasă mă duc la lider cu ea. Și câte date? Ioana Pavel, da, dau dependență somniferele, din păcate, Ioana, da. Loma, cred că Margaret nu mănâncă iepură pentru că este milă. Ba, nu, zice Ioana Pavel, este detergent pentru fructe special la Penny. Am primit-o cadou, dar și bicarbonatul e foarte bun. Să știți că o să încerc cu bicarbonat, că mi se pare foarte, foarte bună ideea. Și, na, e mai sigură, e, da. Chiar e dezinfectant. Detergentul, nu știu, pentru mine era... Dana, pentru a dormi bine și eficient, recomand magneziu. Da, am avut magneziu de picior, da. Da, poate că ajută și la somn, ar trebui să încerci. Elena Nemes, se pune în apă călduță cu bicarbonat fructele și legumele. Da, să știi că așa o să fac, Elena, chiar așa o să încerc. True love, și eu spălam cu puțin detergent de vasă când era nebunia cu coronavirus. Păi da, de acolo am început și eu, true love. Lara Florescu, doamna Maria, v-ați mai gândit să vă înscrieți la șef la cuțite? Nu. Sunteți simpatică, gătiți simplu și diversificat și sunt sigură că aveți gust în mâncare. Și cu siguranță puteți prezenta o rețetă de a dumneavoastră. Vă rog să vă gândiți. Nu, nu pot eu să mă duc acolo și... Nu. Nu vrei? Nici nu m-am gândit și nici nu... Nu. Nu mi-s eu deja de cuțit. Tabita Pasca, spălați cu bicarbonat toate legumele. Așa o să fac. Maria, Ana Maria Fernea, și al nostru este lider, dar la profi sunt și lucruri mai ieftine. Da, da, da. De multe ori, da, soțul meu merea acolo, pe acolo, da. Trulă, v-am auzit de la un doctor că se poate spăla cu detergent de vasă. Da, și eu tot așa am auzit și nu, de atunci, de la corona, am început. Dar să știți că nu, nu are gust. Adică dacă pui o singură picătură mică, mică, și o clătărești foarte, foarte bine, în două, trei ape, după, nu, deci chiar rămâne... fructul sau legumea perfect curată. Adică, na, nu cred că îi face rău. Da, dacă nu o clătărești bine, să simte gustul. Dacă o clătărești bine, să simte gustul de sampon. Vă gândiți și cu Miriam, că Miriam vrea să vorbească. Dar în apă cu bicarbonat, Lara, da, așa o să încerc. Ajută magneziu, uite, la somn, zice Ioana. Zice Lara, să nu spuneți nu, nu gândiți așa, totul este posibil. Da, nu știu dacă ajung eu la București. Măi, nu știi niciodată, da. Nicoleta Traneci, poate ne arăți cum faci tu chiftelele, poate faci pâine sau gogoș. Chiftele chiar n-am făcut încă, să știți, n-am făcut, dar o să vă fac. Da. Urmează, o să facă și pâine, și gogoș, și chiftele. Când o să încercăm să le facem pe viitor. Când eram mică, preferat. Chiftele mele erau chiftelele de dovleac, că mami le făcea foarte bune. Dar acum mai plac chiftelele. O schimba Miriam părerea. Lara Florescu. Tot ceea ce este simplu, pur, modest, este minunat. Da, așa zic și eu. Dar rețetele simple, na, nu că wow, dar sunt bune. Decât eu totdeauna am fost de părere. Nu că, na, dacă îți permiți, îți... faci rețete scumpe și da, sofisticate, da? Dacă nu, te limitezi la simplu și bun. Desenul lui Miriam. Dragii mei, ce să vă spun, mă bucur foarte mult că... Stai să mai citim comentarii. Așa, Miriam, eu vreau să vorbesc cu tine. Uite, Lara vrea să vorbesc cu tine. Poți să-mi spui, te rog, ce materii îți plac, Miriam? Română. Bravo, Miriam. Uite, zice Ana Maria Fernea, până la urmă o să plătim apa mai mult decât alimentele. Exact. Așa e, draga mea, că e scumpă tot. Chiar e scump, eu chiar îi spun la Maria și cu... Na, apa și cu tot. Mamă, viața e scumpă și trebuie să... Na. Nu să limităm, da? Să avem grijă, să consumăm mai puțin, să ne uităm la... Și, na, așa e. Da, Elena Lemes, și eu lucrez în domeniul medical și lucrez la privat, nu la spital de stat sau
La stat, da. Lara Florescu, ce ți-ai dorit să devii când ești mare, te întreabă Miriam. Nu știu. Încă nu e hotărâtă. Până acum ziceai că să ai grijă de animale, să te faci doctor veterinar. Nu mai. Acum adică schimbat. Vreau să ajut animale, dar nu vreau să fiu doctor. Da. Aurelia Gheorghes. Miriam este o scumpică și o frumoasă ca și Maria. Mulțumim, Aurelia, și tu ești o scumpă. True love, Doamne, ce drăguță ești, Miriam. Ce mai faci? Toată lumea cu Miriam. Acum, da, îmi bag după Miriam în seama. Spune-mi, te rog, 3 defecte și 3 calități la tine, Miriam. Ia să auzim. Hai că și-o scurioasă. Hai, animale pe stradă. Nu, mami, 3 defecte de ale tale. Care-i defectul? Păi... Să văd animale pe stradă, fără adăpost, îmi vine să plâng, adică dacă văd un animal, efectiv plâng. Asta înseamnă că ești mult prea sensibilă și tu consideri asta ca fiind un defect? Adică nu, dar... Defect. Defectul tău că vorbești prea mult, nu te piaptă. Ce înseamnă defect? Adică... Deci un lucru rău. Nu, nu în rău neapărat. Un lucru care te afectează. Adică eu... Un lucru eu, care tu ai vrea să-l schimbi la tine. Oh, și de care tu nu ești foarte mulțumită. Nu știu. Ba, să mă gândesc. Are multe, dar nu vrea să le spună. Care? Mai citim comenturi până te gândești, da? Loma de la Sano Spart este detergent lichid, nu are culoare și este zero colorant și parfum, este bun pentru vase, fructe și legume și chiar pentru biberoane. Costă 14 lei un litru. Nu știu, dar probabil că o să mă uit și după el. Da, asta am auzit că e tot ce produce. True Love spune că ai desenat foarte frumos. Cristina Gheorghiță, bună seara, vă urmăresc în fiecare zi cu drag. Mulțumim, Cristina, ești o scumpă. Ioana zice să te faci pictoriță, Miriam. Nu vreau că... Serios, fac desene, adică de mine nu-mi place să desenez. Dacă desenez prea mult, mă plictisesc. O să vorbească mult, îi place la Miriam. Lara Florescu, Maria, ești o drăguță, ai o voce superbă. Îți doresc să fii iubită și să ai în suflet numai bucurii. Mulțumesc, Lara, la fel și ție, să-ți dea Dumnezeu tot ce-ți dorești și tot ce e mai bun. S-a năspart, am vrut să scriu, am înțeles. Loma, o să mă uit, o să văd despre ce vorbești. Ana Maria Fernea, poate că nu sunt scumpe lucrurile, doar salariile și pensiile sunt mici. Foarte mici, nu mici, foarte mici, crede-mă. Că de n-ar fi Maria, noi am fi... Bine, mami, lasă-te. Poate... Lara Florescu. Of, Miriam, ai un suflet foarte curat și pur, ești foarte sensibilă. Da, nu, că chiar nu sunt chiar așa de sensibilă. Cum ești? E sensibilă, Loma, Miriam. Sano Spark, ok. Cristina Megelea. Tu, Maria, cu vocea și timbrul tău, trebuia să lucrezi în media. Nu fiți dezamăgite dacă ați început și vreți cu adevărat să continuați. Dumnezeu a zis că trebuie să avem răbdare. Vă iubesc. Mulțumim mult, Cristina. Mulțumim, dragă. Da, să știi că m-am gândit. Adică eu când am făcut prima mea facultate, aveam de ales între jurnalism și relații internaționale, studii europene. Și la jurnalist au fost locurile ocupate și am zis că totuși hai să merg spre relații internaționale, studii europene, pentru că eu am fost și sunt în continuare foarte pasionată de istorie, de limbi străine și oarecum am regăsit. Chiar mi-a plăcut ce am studiat la prima facultate. A fost super, super ok, dar din păcate nu mi-am găsit un job în domeniu. Am stat mai bine de un an de zile în țară după ce am terminat facultatea și am încercat să-mi găsesc un job în domeniul de studii europene, relații internaționale. Și efectiv am fost respinsă peste tot, sub pretextul că, vezi, Doamne, nu am experiență. Eu doar ce terminasem facultatea, aveam 23 de ani, vă dați seama. Dar, na, asta e... Din păcate știm cu toții care e sistemul în România, știm cu toții că din păcate majoritatea tinerilor sunt nevoiți să plece din țară, nu de drag, nu din dorința lor sau că... Na, nimeni nu cred că pleacă de bine neapărat, dar în momentul în care vezi că te străduiești să înveți, faci o școală, îți dorești să realizezi ceva și dai numai de refuzuri peste refuzuri, în momentul ăla îți dai seama că trebuie să schimbi direcția oarecum. Și din cauza asta am făcut și cea de-a doua școală, am
studiat asistent medical generalist și na, am început să lucrez în domeniu și e o poveste mai lungă. Dar faza e că da, aveam și opțiunea de a da la jurnalism, pentru că multe persoane, ca și tine, mi-au spus că aș avea o înclinație, un talent în zona aceasta și mi-ar și fi plăcut într-o oarecare măsură, dar na. Știi și tu probabil bine că uneori viața te duce acolo unde nu te aștepți. Dar eu zic că Dumnezeu m-a călăuzit exact acolo unde trebuia să fiu și că sunt omul potrivit la locul potrivit. Da, să știți că e foarte talentat, Maria, e foarte cu minte. Ioana, bine, m-am gata despre mine, hai să citim. Foarte mult, deci avem foarte mare noroc. Ioana, povesti. Nicoleta, ai o voce de radio, Maria, dacă terminați cu domeniul medical, poate te profilezi. Da, nu știu ce să zic, Nicoleta. Niciodată să nu spui niciodată. Pofta vine mâncând bucătăria cu rime. Vă salut din Anglia, East Grinstead. Sunt abonată la toate trei canalele de pe YouTube. Vă urmăresc cu drag în fiecare zi. Mulțumim, dragă, de tine. Vai, ce drăguț. Frumos. Mulțumim din suflet. Ta. Foarte frumos. Povestioare, îți fac cunoștință cu nepoata mea povestioare, Elena Georgiana Popan. O salutăm cu drag, Ioana, să trăiască. Te scupăm. Pofta vine mâncând. Pentru spălatul fructelor și legumele, puneți bicarbonat și stingeți cu oțet de mere. Să știi că o să încerc. Trulă, foarte plăcută vocea ta, Maria, mulțumesc. Nu strică să o dați pe Miriam la cursul de pictură. Chiar va merge. O să merg. E înscrisă deja, deci va merge. Și da. Anul trecut Miriam a fost la Palatul Copiilor, e înscrisă la engleză, la dans. Ai fost, da. Acum iară trebuie să te înscriem. Da. Și la ce ai mai fost? La dans sportiv și la engleză și acum mă duc la dans modern, la engleză și la desen. Bravo, Miriam. Dana, exact la asta mă gândeam și eu. Vocea Maria e foarte liniștitoare și ar putea să înregistreze povești pentru copii sau niște podcasturi interesante. Wow, uite asta cu podcasturi, să știi că e foarte interesant, mi-ar place. Ne pictură. Bucurăm de sugestii și mulțumim frumos. Chiar să știți că uneori ne ajută sfaturile, sugestiile voastre, chiar ne prinde bine și ne ajută. Nu-ți iau cu pictura, exact. Monica Dascăl, bună seara, oameni faini, sunteți tare scumpe. Mulțumim, Monica. Dana Secaș, audiobook-uri ar trebui să faci, Maria. Ce să zic, Dana, nu știu, n-am încercat, dar cum am spus, niciodată să nu spui niciodată. Ana Maria Ferne, aici este țara tuturor posibilităților pentru cei cu bani. Din păcate, Ana. Nu-ți Iancu, ești foarte talentată și ar ajuta este foarte talentată și ar ajuta-o foarte mult. Da, Nu-ți, deci chiar o să înscriem și a mai fost și în trecut înscrisă la desen. Da. De mult, de 2 ani tot timpul e înscrisă și cu înainte să fie corona i-au fost. Da, da. Numai na. Așa, Loma, și vocea și dicția te recomandă, Maria. Mulțumesc, Loma. Maria, cum lucrează la privat? Ți-am zis că lucrez la privat și cât stă la lucru. Acum depinde, adică eu stau la lucru cât e necesar, vin din când în când în concediu, dar în rest lucrez. Tunde David, salutare, fetele, acum am ajuns acasă de la servici, îmi pare rău că am pierdut life-ul vostru, vă doresc o seară frumoasă, pupici cu sclipici. De nu ai pierdut life-ul, noi suntem aici și va rămâne postat după ce îl încheiem și poți să te uiți la el oricând. Da, iubita, da. Deci nu ai pierdut nimic, David. Ne bucurăm că ești cu noi. Din suflet. Vrei să mai spui ceva, Miri? Nu? Nu-i supărată, Miri. De ce? Cum v-am spus, mâine vă gătesc fără carne, poate mâine vă arăt și grădina, florile. Eu sunt nebunit după flori, cum v-am spus. Îmi place foarte mult și vreau să vă arăt și vouă, o să vă placă foarte mult. Mă bucur mult că am vorbit, că ne-am cunoscut. Sunt foarte bucuroasă, fericită. Wow, uite, Andreea ți-a trimis un cadou. Ce drăguț din partea ei. Doamne, Andreea, îți mulțumim din Andreea de, îți mulțumim din suflet. Tunde și atât. Ok, tunde atunci. Fără David. Să înțeleg că ești femeie și am zis eu David din greșeală. Andreea, mulțumim din suflet. Dumnezeu să-ți dea sănătate și fericire. Îți mulțumesc. Deci eu rămân fără cuvinte. Nu mă aștept, sincer, la voi. Sunteți foarte minunați, dulci,
Eu sunt... Imediat mă fac sensibil. Bine, Miriam. Am înțeles unde. Acum Miriam mă iubește. Noi ne iubim tot timpul. Da, Miriam e o dulceață. E o fire foarte iubitoare. Da, așa. Tot timpul. Deci eu nu pot... Dacă noi doi nu ne îmbrățișăm și nu ne iubim, nu, nu e. Nu există. Nu există zi și nimic fără iubire. Așa e. Noi vă mulțumim din suflet. Da, uite ce mi-e urmă. Da, foarte mult că sunteți alături și scump și ne scrieți așa de frumos și ne încurajați și nu mai știu, nu-mi găsesc cuvintele să vă mulțumesc pentru toate, sincer. Chiar sunteți frumoși. Uite, zice Cuta Damian, dacă nu mai folosiți vegeta, mâncarea nu vă place, este adevărat, dar cu timpul vă obișnuiți și încercați. Păi să știți că noi nu prea mai folosim vegeta, acum... mai ales în ultimul timp, aproape da. Deloc. Da, 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 e adevărat. Marica știe să pronunțe numele meu Tunde. Zic greșit? Tundi? Tunde. T-U-N-D-E să scrie. Și pe angurești. Tunde, da. Probabil. Îmi cer scuze dacă nu știu să pronunț bine. Emilia Osan, bună seara, frumoase toate trei. Mulțumim, Emilia, ești o scumpă. Bine, mie în pijamale. Da, Miriam, da. E gata de somn. Când vine de la școală, se schimbă de 2-3 ori. Depinde cum e vremea. Ba în tricou, ba în pijamale. Nu mă vezi pe Miriam schimbat. Bună seara, mulțumim, Emilia, ești o scumpă. Da, deci îmi cer scuze dacă nu știu să-ți pronunț numele Tundi. Sau nu știu cum să-ți spun. Tundi. E ok. Tundi, nu? Oricum, uite, avem 149 de oameni pe live în acest moment. Cărora le mulțumim din suflet că și-au dedicat din timpul lor. Da, exact. Și-au fost alături atâta timp de noi. Eu mulțumim foarte frumos. Sunt emoționat. Chiar nu mai îmi găsesc cuvintele ce să le spun, dar sunt foarte bucuroasă în aceeași timp că stă cu noi și că... Wow! Uite, Eva Kiss, salutări din Seminole, Florida, de la Florida. Golf of Mexico. Wow, ce frumos! Frumos, frumos! Ce frumos! Foarte frumos! Și noi te salutăm din Arad. Și noi te salutăm cu drag și da, e frumoasă, toată lumea asta e frumoasă. Da, oriunde ai fi în lumea asta, nu contează. Eu dacă aș avea o putere, aș călători în fiecare colțișor al lumii. Da, e important să fim oameni, să fim buni, să ne înțelegem, să ne ajutăm una pe alții. Uite, Tundi spune că e și Rosalia, deci puteți să-i spunem Rosalia, e mai simplu. Rosalia. Ce nume frumos! Foarte frumos! Da! Dana Cub, seara faină, oameni dragi! Mulțumim da, la fel! Noi vă pupăm și vă mulțumim că ați fost alături de noi și am stat cu voi și ne-am descărcat un pic, ne-am bucurat, ne-am destins. Deci chiar suntem foarte bucuroasă și suntem emoționate în același timp. Vă mulțumim pentru toată susținerea. Da, pentru... acum na, și noi o să... Uite, zice Ionela, mai stați cu noi, nu mai ieșiți. Mai stați. Dacă vreți, dar nu vrem să vă plitisim, nu vrem să... Na, stăm... Dana Azamfirei, bună seara, dragele mele, și eu vă urmăresc din Germania cu drag și fac rețetele dumneavoastră. Rețetele voastre, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și pe tine la fel și pe toată lumea. Ne bucurăm foarte mult, să știi. Uite, iarăși cele poze cu Miha. Nicoleta Traneci. Da, ce le duc pe toate. Nu striga, vorbește în ce. Poate ne arătați o poză cu sora voastră care e plecată. Parcă faceți parte din familie. Da, chiar astăzi m-a trimis Mihaela o... Că era în parc. O poză, o filmare. Da, mai bine îi duceai telefonul și arătai direct da, exact, pe telefon. Da, aia am vrut. Dacă mă aduce Miri telefonul, vă arăt exact postarea aia scurtă cu ea. Dan Sandu. Astăzi. Pentru mulți din România care nu își permit hrana scumpă și preparatele sofisticate, cred că voi aduceți prin felul vostru cu rețete simple o oportunitate pentru cei care nu își permit un trai scump. Așa. Asta era și ideea, mai ales...
a ultimului videoclip. Asta e și ideea, să... Noi o să încercăm tot timpul și în continuare să vin, n-o să fac rețete foarte scumpe, fiindcă nu-mi permit. Telefonul meu te rog să aduci, te rog, din telefonul lui mami, atât. O să văd ce poze am aici, adu și telefonul, te rog, din suflet. Telefonul lui mami. Unde-i? La voi în cameră. Uite-te să vezi. A, mai multe Violeta, poze. Bună seara, familie frumoasă, vă pup și Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim, Nicolet, Violeta, și pe tine la fel. Dana Azamfirei, mulțumim, mulțumim. Maria, arată, nu știu care. Dar astea-s vechi. Pe aia am vrut să zic așa, de 3-4 ani de când a plecat ea, dar arată. Uite că a dus. Așa, arată așa mare aici. Wow! Asta e și mai asta, ok. Cum e ea așa întreg. Aici. Bine, dar asta e mami din a 12-a, poza ce arăți. Păi, acum o să arăt exact de astăzi. Da, deci astea două. Da, și astea suntem noi la Coloseum, în Roma. Uite, hai! Dar nu i-a arătat, că se vede și Facebook-ul, ajunge, nu mami. Nu vede Facebook-ul, numai pe Mihaela. A văzut-o, gata. Da, ai putut să-i arăt? Da, și am văzut-o așa aici în poză. O să facem poză să-i arăți, așa? Au văzut-o, mami. Na. Violeta, mulțumim, Dana, cu drag. Deci v-am arătat-o și pe Miha, așa cât de cât, în poze. Și pe Mariana. Da. Cu drag, cu drag, Dana. Bine, mami, am arătat-o, mami. Aici poți să-i arăți. Aici. Vă arătăm pe Miriam, când era mică. Aici e Miha cu Miriam. Stai să vă arăt. Priviți. Nu mai arăta, că nu o să-i placă la Miha atâtea poze, mami. Uite, astea. Uitați-o pe Miriam, bebeluș. A, și aici? Și aici? Acum pe toate vă arată Miriam. Uitați-o, asta e poza preferată. Uitați bebelușul. Atât. Da, v-am arătat-o pe Miriam, acum, bebeluș. V-am arătat și pe Miriam, pe Mihaela. Și pe Mariana. Uitați-o, zice Ionel, aveți trei fete superbe, foarte da, frumoase. Și acum? Mihaela, da, e foarte... Na. Ea e elegantă, e domnoasă, e na, altă fire, e mai așa, mai liniștită. Maria e foarte frumoasă, ea e mai milă, nu miloasă, deci ea e mai așa, mai socii... Deci e altă fire, e mai deschisă, mai sociabilă, mai... În schimb, Mihaela e așa, mai retrasă, e mai... Na, da. Toți sunt foarte cuminți, sunt foarte... Na, ce să vă spun? Și eu? N-am cuvinte, na. Și știți cum e o mamă? Da, de Miriam trebuie să spun. Miriam vorbește foarte mult, okay. E foarte cuminte, foarte frumoasă. Îi place să fie lăudat. Noi vă mulțumim, dragii mei, vă mulțumim nu din vă suflet. Nu vă mai ținem, vă lăsăm cu Dumnezeu. Cornelia, mulțumim. O Domnul să vă lăsăm. Să vă binecuvinteze, să vă dea sănătate, să fie cu voi, cu noi, cu toată lumea. Mă bucur foarte mult că mă urmăriți, că îmi sunteți alături. Deci vă rog să fiți și în continuare. Cum v-am spus, o să încerc mâine să... Vă fac și mâncare fără carne, mai bună, și să vă arăt curtea și ne mai vedem, ne mai auzim. Că chiar uite, Cornelia Popescu, sunteți adorabile, mulțumim, la fel și tu, Liliana Crețu, cu trei fete atât de talentate și frumoase, sunteți o mamă fericită și bogată sufletește. Așa, Ioana fi. Pavel, cu drag, o seară frumoasă vă doresc. Că și noi vă dorim. Nu suntem bogați, așa, dar suntem bogați sufletește, eu cel puțin. Mă bucur că am trei fete frumoase, cu minte și sănătoasă.
Deci asta e cea mai mare avere a noastră, să știți. Bună seara, Cristina Iuliu, te salutăm. Da, Ana Maria Fernea, Miriam este scumpă, normal, inteligentă și frumoasă, o scutuceață. Vă mulțumim tuturor, noi o să vă lăsăm, vă dorim o seară frumoasă, o seară binecuvântată, aveți grijă de voi și ne vedem mâine cu rețete noi. Vă iubim foarte mult, da. Vă iubim foarte mult, vă salutăm pe toată lumea, pe toți abonații și neabonații și toți ce ne urmăresc și sunt alături de noi. Exact, Evachis. Noi vă iubim. Totul să fie spre slavă lui Dumnezeu, pentru că tot ce facem, facem doar cu ajutorul și cu puterea lui Dumnezeu. Fără El nu am putea să facem nimic și, cum am spus, toată lauda eu atribuim lui Dumnezeu, că El o merită pe toată, nu noi. Așa. Vă iubim și vă lăsăm cu drag. Vă pupăm, vă iubim. La revedere! Seară frumoasă! La revedere! Bine, Miriam!